Bă, deci am fost într-o trupă de teatru de amatori. Eu eram nebun. Am spus, ce să nu. Dar aveam orice fel de talent. Dar nu m-au plăcut. Asta doar câteva luni înainte nu le plăcea. Câte au pa eram împreună, pe mine mă invita. Nu e vorba de asta, că omul nu știu de lucrurile mele. Da, nu că mă justific. Nu mai e, poate nu-i refuzam eu pula mea, că oarecum sunt om de comitet, cum se zice, știi. Mai și duci eu, după aia refuzam, să mă care treaba. Îi refuzam eu în mod diplomatic. Mă căcam. Dar, bă, ce pot mișto am. Nu zici că e popolac. Am și găurică aici, o găurică mică. Asta e, înseamnă să nu asta apără la Scandinavia. Deci, am corcituri. Păi și ce-a făcut răia? Păi și-a făcut răsai pe YouTube. Și-a venit Alex Fericii la mine și mi-a arătat. De atunci și-au făcut ei, la câteva luni după ce mi-am făcut eu. Ei săraci de ei, dar o piesă de teatru să o faci bine, îți trebuie cam un an de zile. Înțeleg lucrul ăsta. Ca să înveți replicile toate, dacă mări, că doar lucrăm în business-ul ăsta. Că nu m-a plăcut. Eu învățam pula mea replicile, nu ieșea bine. Nu le plăcea la băieți. Până la urmă m-am dus de câteva ori. Ultima dată m-am dus mort. Stăteam, op, mă uitam la ei. Îi aplaudam, că eram euforic. Dar eu, în gândul meu, ce ziceam, bă, e amator la fel ca și mine. Bă, dar pare încercau și ei să aia. Nu știu, jucam o piesă, știu, Brodo. Una făcută de un cantautor, care nu știm care e. Era mor sau viu, nu știu, pula mea, cred că era de la OTV. Și alta era una clasică foarte de tot. Până la urmă, pula. Au pus-o în scenă pe aia, a pus-o, Alex iar îmi dă telefon. Păi, el ca să mă excite. O punem piesa pe scenă la acolo. Îmi dă telefon cu o oră înainte. Acolo? Acolo era până oraș. Eu n-am, nu mai m-am dus la ei. Acolo. Fac eu, păi, Alex, tu mă inviți acum cu o oră înainte. Fac eu chiar că ești. Adică nu i-am zis. Cu toate că i-am zis, l-am pierdut asta. Și fac eu, păi, n-am timp, bă. Eu sunt mor de bea, scriam poezia atunci. Și nici n-am timp să mă aranjez și eu pula mea, să fac o băiță, că transpirase. Nu era chiar frecos, dar transpirase. Să mă schimb de hainile și după aceea să iau tramvaiul, că eu nu sunt ca voi cu taxiurile, cu avioanele, jumbojeturile, care vă duceți pe toate țările și pe toate colțurile țării. Nu pot să vin acolo. Aaa, păi nu contează, că nu ești nu, el mi-a zis înainte. Dar tu nu ești invitat. Poate, oricum și dacă nu eram invitat, băi, n-am timp să ajung acolo. Ăsta, da. Păi că da, las că dau eu telefoane și îi trimit pe alții. Păi da, ca să aveți și voi spectatori. Păi la bine, hai, bine. După aia mă duc eu, îi dau telefon la un băiat, la o fată, la alea. Păi aia n-aveau. Deci că ăștia nu prea au chem niciodată. A, dacă le dai bani, da, au chem. Mamă, ce excit. Ca orice om. Și un băiat s-a dus acolo. Păi nu știu cum a ieșit piesa, cred că a ieșit destul de bine, că s-a întâlnit. Asta e înainte de... Am lansat eu, că eram pe blogulețe, mi se pare că atunci eram pe 2010-2000. Trece timpul, îmi fac eu YouTube, primul YouTube, nu mai știu, sunt metanhilize.
Tranquilizăm de bine. Zlatan, Hill vine de la Deal, Lize de la Sparta. Cu toate. Aliza, Sparta. Mă gândeam la schizofrenie sau la altceva, de a duplica, de renaștere. Și atunci am făcut un cuvânt compus care nu există. Și mă gândeam eu într-o zi, bă, ce pula mea să-i zic la ăsta? Da, Hilis de la pula mea. Și acolo eu începusem un fel de experiment. Bă, ca multe chestii. Bă, urmă, altă nu înțeleg. La ce pula? Mă simt rău. Apul. Eu. Mă sună pe acasă. Mă simt rău. Așa. Ai, aur. Mor. Fetele mă închin. Ultima dorință a mea este să mă cac. Să umplu WC-ul. Și ăsta, în sfârșit, după aia, a băgat ră la câteva luni, a văzut că băiatul profesa de unul singur, așa de amator, fără niciun cașcaval. Și vine Alex la mine să-mi arate original. Ei și-au luat o tipă profesionistă, poate mamă, a luat-o fără bani. Mi-am dat seama. Eu eram singurul fără bani de acolo. În sfârșit, băi, eu profesam și fără bani, îmi plăce, îmi pasiune. Chiar. Am demonstrat la început. Și... Dar nu mă cooptase. Păi, e grav. Că el a și zis, băi, eu pot să vă aia. A, a făcut-o singur, dar n-a făcut-o de aia de mine. Oare cum mă invitase? Luau textele să-mi bat pula. Păi, nu poți așa rapid. Ei stătea pula mea și citea după foi. Dar nici măcar nu avea intonație, că sunt și actori profesioniști care îi dai foaia mână, stă în față la microfon. Băi, da, ăla, în prealabil, se pregătește, citește textul. Și când citești o poezie, spune, dacă n-a reținut-o, băi, nu am de tehnică. Băi, nu pot să le cer prea mult. Chiar nivelul de amator experimental e ceva mișto. Numai că n-am avut anduranță. N-au dus-o, mă, în bubuie la papa. Am halucinat. La pule. N-am ce halucinat. Mă bântuie. Vorba lui Mihaela. Păi, are droguri cafeaua în ea? N-are, mă. Hai să trag o tigare. Și după aia trecut ani și ani. Proiectul a crescut mare și lătăreț. Ca un negru, uite așa, când și face... Experiența nu că îi vinovățesc. Că eu am lăsat pe YouTube, băi, puteți să vă inspirați din mine. Asta era ca un mesaj. În principal, nu în principal, pentru oricine se uita. Tehnologia care o va, tehnologia, ideile mele, alea oricum sunt incomplete. Tehnica asta am inventat-o eu, m-am inspirat și de la alții, pentru că eu în studenție plăceam teatru. Teatru e mult acum de timp. Părerea mea. Și din cele mai vechi timpuri, teatru înseamnă experiență de viață, înseamnă o perspectivă, înseamnă mult mai mult decât la prima vedere. Și eu mă duceam, strângeam bani pe bani când eram student, mă duceam la teatru. Mă duceam de unul singur, sau de obicei invitam la cinci. Voi, dacă îmi pare rău că a fost o chestie la Notara cu o actriță ca criminal, era vorba despre prietenie, despre socialitate și alte. Cu două tipe. Nu mai știu cum e pe a doua. O recunosc de mașină. Îmi pare rău că n-am fost acolo. Dar cred că peste 2-3 săptămâni sau când cheia aia, cred că urcă pe internet. Dar cel mai actor care îmi place mie cel mai mult este Horatiu Mărere. Uitați că e și o cartă. Nu pot să o cumpăr în acum. La bucă. Zicea, sunt oltean. Am răspuns că sunt oltean și original. Băi, și eu am o parte de oltean. Oltenii de obicei sunt mai excitați.